Oh, bună, bună. Vai, nu v-am văzut acolo. Da, bine v-am găsit la primul episod din Fall Guys. După cum vedeți, în stânga sus, suntem în Fall Guys sezonul 4. A apărut acum câteva zile și din cauza asta a fost o reducere de 6 euro de la 20 de euro la 14 euro la Fall Guys și am putut să ne achiziționăm acest joc minunat. Este un joc destul de distractiv, un Battle Royale și are și Battle Pass. Noi suntem la level 18 din 50 și am făcut în câteva ore doar level 18. Chiar dacă la 21 este Among Us Egg și la 26 este Among Us cealaltă parte a egg-ului, a ouului, dar la 50 este un costum legendar și extrem de detaliat. Chiar dacă nu pare mai fain decât la de Among Us, e foarte, foarte detaliat. Avem 48 de zile să terminăm tot Battle Pass-ul și este destul de ușor. Ține foarte, foarte mult Battle Pass-ul din Fall Guys. Avem și shop, avem și costumații, avem foarte multe lucruri pe care putem să le facem în acest joc. Și după cum vedeți, sunt challenge-uri, durează o zi aceste challenge-uri și puteți să le faceți în continuu și în continuu și primiți aceste reward-uri. În continuu puteți să le primiți, puteți să le farmați. Acum o să dau start și o să vă explic. E un fel de battle royale. Aveți mini-game-uri sau game-uri, cum doriți voi să le ziceți, în care sunteți voi individual sau pe echipe. 4 echipe cu culori diferite. Dar puteți să jucați și cu prieteni. Adică dacă joci tu cu încă un prieten și picați la minigame-ul cu echipe, ești tu cu prietenul tău plus alții random și împotriva la celelalte echipe, sau dacă sunteți individuali, tu dacă avansezi și prietenul tău rămâne, tu continui și el pur și simplu se uită la tine până se termină acest lobby, acest joc. După cum vedeți, după 40 din 60 începe următoarea, dar când începe la 0, de la 44 se ducă direct la 60. Cel mai probabil bagă bots, oricum sunt multe persoane la început AFK, unii care nu au ce să facă, nici nu știu cum funcționează jocul și rămân la primul stadiu și fix așa este jocul. Este un pic cam mort momentan, dar ce poți să le faci? Sunt foarte multe, nu foarte multe, sunt niște mici bug-uri care puteau să fie rezolvate și puteau să fie jocul mult mai fain. Și avem Siso, sau cum s-ar pronunța, sincer, e un minigame destul de fain, aș ca și eu câteva ore și am făcut level 18 la Battle Pass. E un joc destul de distractiv, dar câteodată e foarte greu, sunt foarte multe persoane tryhard și foarte multe care dau grief și foarte multe persoane care te încurcă enorm de mult. Și nu ca și cum ei avansează și te încurcă pe tine. Pur și simplu doar vreau să dai grief. Acum, după cum vedeți, sunt 4 gânduri și noi suntem pe rândul 3. Cu cât ești mai în spate la rând, cu atâta ai o șansă foarte mare să pierzi. Și acum doar mă duc în față cât mai mult. Nu o să aștept după nimeni, nu o să fac nimic bun. Încerc doar să câștig. Asta e ce mai important în jocul ăsta. Și o să mă duc pe partea asta, pentru că pe cealaltă parte dacă încerc să mă duc, mă duceam cu portocaliu și cu galben și pierdeam toți ei. Câteodată trebuie să știi ce trebuie să faci mai exact. Acum mă duc în dreapta, mă duc pe la albastru, decât să mă duc pe la pica singur, ok? Și mă duc pe ăsta portocaliu. Și ăsta roz. Și după mă duc în mijloc. Asta a fost destul de ușor. La început când m-am apucat de jocul ăsta eram smurf peste tot, ajungeam la finale, la tot. Și acum pe episod doar vreau să ajung o dată la final. Am încercat de atâtea ori să ajung la final, dar nu mai putut. E foarte, foarte greu. E ca și cum lobby-urile astea sunt foarte bune. Și nu știu de ce, se trezește copiii acum, se joacă 24 din 7 sau care e problema? Dar chiar că e o problemă aici la jocul ăsta. Și acum la final să pic, îți dai seama? Și uite, vezi, astea și două persoane puteau să mă încurce, dar suntem top 10, suntem fix pe locul 9. Și uite, și problema numelor, pe mine mă cheamă First Smiling Chaser, primul urmăritor de zâmbete sau ceva de genul. Dar pe ăsta, Upbeat Tumbling Tail. Wow. Third Diamond Skelly. Goofy Frantic Monster. Dacă vă uitați în stânga jos, le vedeți numele și tot ce. Risk Taker, ăsta se tăia riscuri. Super Rolling Flier. Ăsta chiar că se pricepe cât de cât, te vezi? E 20 de 40 calificați, ăștia poate să aici să facă acest troll micuț. Sunt foarte mulți copii în acest joc și doar copiii ăștia mai le țin jocul viu. Au să face boți. Nu știu, ăsta e primul. Să vedem unde stai. Uite, foarte mulți la început, foarte mulți nici n-au trecut. Adică după ce mulți avansează, tu gata, poți să faci și acum 44 ne-am calificat. Dacă avem game mode cu echipe, o să vedeți cât de mult o să pierdem la echipe dacă e mai la final, la endgame. Sau late game, cum vă voi să spuneți. Și 60 și am rămas 44. Cred că ăștia sunt oamenii normali, știi? Sau dacă tu ești om normal și n-ai calificat prin ăștia 44, chiar că nu-i de tine. Uite, după cum vedeți, acolo era micul ninja.
Da, era și ninja la Among Us. Și vedem care e următorul, care e următorul. Și este... Aparent durează foarte mult să încarce. Vezi, și asta e o mică problemă. Câteodată e foarte rapid, câteodată foarte încet. Și care ar fi problema? Algoritmul? Ce să bage ce mai bine? Asta e, că nu zice nimica. Știi? Nu e endgame raport pentru chestii. Short circuit. Asta e destul de fain, e super distractiv. Și asta e una dintre cele mai distractive. A apărut sezonul 4 și pur și simplu la dor. Dintre toate, astea e cel mai fain. Sunt niște chestii minuscule care fac acest minigame să fie atât de distractiv. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să apăsați butonul de like, să spuneți în comentarii dacă ajungeți până la finalul videourilor, dacă mai doriți episoade de genul, pentru că clar o să mai fac și abia aștept să ajung la level 50 la Battle Pass. Dar acum suntem pe rândul 3, să vedem unde mergem. Dacă sunt pe primul rând sau pe al doilea și scam în mijloc, pot să mă urc în mijloc pentru o strategie să merg mai rapid, dar acum pur și simplu n-am nicio șansă. Uitați unde... Nu mă lasă să ies de aici! Deci, vezi, asta... Da. Eu aici, practic, am pierdut. Nici nu știu dacă mai merită să mă calific. Aici, pur și simplu, am pierdut pentru că toți m-au ținut în spate. Pentru că eu, pur și simplu, m-am dus în mijloc, în loc să mă urc pe dreapta. Dar acolo am jucat și eu foarte prost. Dar să vedem dacă mai mă calific. Dacă treci pe stânga, nu vine nimeni pe stânga. Dacă treci pe dreapta, n-ai nicio șansă. Da, și eu mă urc acum pe dreapta. Aici ar trebui să coboare mai întâi. Și bum, aici dacă te sari și dai, nu știu cum să zic. Hai să vedem. Și aici am cicat și o să mă duc. Nu, uite cum l-a luat pe el, cum l-a luat pe el, l-a luat din aer. Nu, e real, e real. Nu știu, l-a luat foarte ciudat, ăsta glitch-uri foarte enervante și mici care ar schimba jocul și l-ar face mult, mult mai bun dacă ei doar și-ar pune efortul în acest joc. Dar este puțin creat de Epic Games, acest joc minunat, deci n-ai la ce să te aștepți dacă nici Fortnite-ul numai aici a fost. Uite, dacă e pe stânga, nimeni nu se duce. Dacă e pe dreapta și m-am dus foarte prost, am pierdut o grămadă de timp. Nu știu dacă mă calific bine, de 27 de persoane, dar trebuie să mă calific. A, nu, uite, aceste persoane mă țin cum ar veni. Eu nu pot să mă duc pe unde trebuie și să fac ce vreau, pentru că nu le mă țin pur și simplu și nu înțeleg cum funcționează. Da, mă calific lejer. Bun, m-am dus bine? Aparent da. A, nu m-am dus. Aparent, uite, vedeți, eu n-am avut ce să fac aici. Așa, ar trebui să funcționeze. Pur și simplu n-am putut să mă mișc, nimica. Am intrat într-un combo, suntem top 11. Am intrat într-un combo în care eu nu mai puteam să fac nimica. Uite, ăsta a fost foarte norocos. Chill Blue Hotdog. Și s-a calificat omul. Doamne, asta a fost foarte, foarte... Tot de la început până la final, acest minigame cum am jucat a fost teribil. Da, nu. Câteodată la început n-am avut ce să fac, n-am putut să ies din gloata aceea mare la final, n-am avut ceva când am intrat în acel combo. Pur și simplu n-am avut ce să fac, n-a fost vina mea. Niște chestii mici îmbunătățiri la acest joc chiar l-ar aduce din nou viu. Și în game, raport despre player sau hacker sau un sistem mai bun de cheat, de bine, de anti-cheat. Hoarders, parcă aici e pe echipe, da. Aici s-a pierdut. Dacă e pe echipe, la ce echipă o să fie mereu o pierdere. Keep balls in your area to earn points for your team. Majoritatea dau grief propriilor coechipieri în loc să dea la inamici. Suntem trei echipe? Aici avem șanse mai mari atunci. Să spun că noi suntem, nu suntem noi aia și mai slabi. Să spun că suntem aia din mijloc sau chiar aia din față. Noi suntem albaștri, Noi avem cele trei mingi albastre, parcă. Da, noi avem. Wow. Nu pot să iau, aparent. Și noi suntem aia care acum pierdurăm cel mai mult, da. Acum ai. Mergeți. Da, acum măcar să mă duc la galben să iau. Măcar ia roșii, eu duc din la galben și... Uite, ăsta roșu ține cu noi, teoretic. Bine, ține cu el, că vrea ca el să câștige. O, ăsta roșu știe. Uite cât de bine se joacă. Hai, albastru, hai. Nice. Și nu, l-a dus prost, din nou. Și l-am dus și eu. Bun, bun. Momentan e ok. Nu, s-a dus la albastru. Și uite, la galben din nou. Măcar să-i luăm de la galben. Decât să ne ducem pe la roșii, să nu avem nicio șansă. Pentru că aia roșii, clar, sunt cei mai buni, momentan. Și mereu vor fi cei mai buni. N-ai nicio șansă altfel. Și ai noștri albaștri ce fac? Ei se duc după roșii. Dacă te duci după roșii, n-ai nicio șansă. Le ținem aici, mă, uite, măcar, uite, ăștia roșii, uite, roșul ăla e Smurf.
E Smurf omul. Trebuie să-l ținem înapoi și nu înțeleg unde e albaștri, unde sunt albaștrii noștri. Așa, măcar să ținem astea două bile, că galbenii s-au dus. N-au nicio șansă în 8 secunde. Asta e ideea? Măcar aia roșii, da, să Smurf la aia roșii, este o grămadă buni. Se vede că sunt foarte mulți tryhards în echipă. Doamne, nu mai Smurf aici. A luat o bilă aia galbenă, n-au nicio șansă. Aici, vedeți cât de prost a jucat echipa noastră? Ei se duce la aia roșii, care e clar, erau mult, mult mai buni. Și asta e un lucru foarte greu să faci. Pentru că voi vă concentrați pe a roșii când aia galben vin de la albaștri și fugă. 18 persoane, pare că mai e un minigame și să rămânem vreo 10 și după e finala. Măcar în finala să ajung. Aia cred că a fost foarte intens. Foarte, foarte intens. Ce minigame e? Hopi Legends. Legendaries. A, trebuie să iei puncte și trebuie să... A, nu, eu nu mă pricep să iau aceste rampe și să le duc unde trebuie. Și inele, aici cred că o să pierd. Și nu e din cauza echipei. Vedem acum. Galbene, silver și bronz. Trebuie să facem 6. Sper să nu vină ăsta roșu în dreapta. Ba da, aparent. Eu l-am luat, da? Da. N-am putut. Ups. De ce n-am putut? L-a luat altul? Nu știu dacă o să mă calific. Nu văd că am șanse prea mari. Ups. Asta e galben sau e bronz? Că nu-mi dau seama. Da, și noi ne batem toți pe unul și alții au dălea foarte ușoare. Da, m-am luat. Am intrat. Nice. Aici nu știu ce trebuie să fac mai exact. Am picat singur. N-am putut să sar. Asta nu-mi plac la jocurile de genul. Gen, nu pot, câteodată nu, pur și simplu nu, nu-i de mine, știi? Și mai am una, mai trebuie una să iau. Nu. Trebuie să iau foarte bine. Nice, m-am calificat. Al 8-lea, nu, al 7-lea m-am calificat. Doamne, cât de greu este. Scuzați-mă că n-am vorbit, dar a fost foarte greu. Nu, asta e prima dată când la asta. Asta e ceva și nou pentru mine. Și atât de enervant. Dacă nu mă băteam pe atunci, la început, la primele 30 de secunde, dacă nu mă băteam pe acel inel cu încă 30, 40 de persoane câte erau acolo, cu încă 3-4 persoane, chiar că n-aveam nicio șansă. Uite aici, 3 inele, una după alta. Asta clar se califică. De ce nu se califică? Nu vrea sau? Omul nu s-a calificat, că îmi putea să intre în două. Ok, voi l-ați văzut. Mă mir. Persoane de genul nu vin la final. Și mai am rămas ultima. Am ajuns la final, urați-mi noroc, o să fie destul de greu. Urați-mi noroc. O să fie foarte greu. O să încerc să câștig doar pentru voi. Dar o să fie imposibil. N-am făcut până acum niciun win și pare destul de greu. Care e ultima? Hexagonul? Ce este? Sper că să fie aia cea mai ușoară. Da, e T-Nice. Asta e mai ok. T-Nice-ul e mult mai ok decât orice altceva. Decât Hexagon, nu. Orice, asta e mai bun. Și mai este una, dar nu știu cum se numește, că e mult mai ușor. Dacă nu mă glicesc și pierd. Am aici o strategie și nu știu, ori e foarte bună, ori e foarte proastă, dar o să încerc să o fac. Tin Ice. O să încerc să dau un milshock și o să dau toate astea de milshock. Pentru că sunt 3 gânduri de gheață. Și dacă stai de 3 ori pe ele, o să fie... foarte nasol. Dacă stai de 3 ori pe el, de 3 ori, ai șanse mult mai mari. Să o spargi și după pierzi. Deja e mult. Deja apar o grămadă de persoane, unele pe altele. Nu știu dacă, gen, aici e fain cu prietenii, știi? Dai grif la altă persoană și îl ții să vină să stai pe tine și după prietenul tău câștigă sau cea de genul. O să încerc să stau cât mai mult, să nu fiu primul eliminat măcar. Știi? Asta e tot ce contează cu adevărat. Mă țin ăsta, doamne, ce urăsc chestiile de nu. Și asta e ultima layer de piață. Și ca asta a fost tot. Măcar nu suntem primii care pierdem.
Și am pierdut al șaselea. Am pierdut Gigi. A fost foarte greu, n-am mai avut ce să fac. Și asta, oh, asta n-a putut. Nu știu, s-a sărit, a sărit pe burtă și după s-a intrat instant. Și nu știu cum. Și? El a picat pentru că n-a vrut să sară în altă parte. Gigi și câștigătorul este... Secret Green Tree, GG, omule. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul like. Dacă nu s-ați până aici și scrieți în comentarii dacă mai aveți episod de genul. A fost distractiv și să sperăm că data viitoare putem să facem un win. Ne vedem la alt episod de Fall Guys.